De săptămâna trecută, televiziunea română a început o incursiune în istoria recentă a Jocurilor Olimpice. A început cu Barcelona 1992 și a ajuns și la Atlanta 4 ani mai târziu. Așadar, nu putea să lipsească de la TVR Sport special Simona Mânar, una dintre protagoniste. Bun găsit, Simi! Cum îți aduci aminte de Jocurile de la Atlanta? Tu debutai atunci. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt amintiri frumoase, au trecut mulți ani de atunci. Momente istorice, pot să spun. Nu pot să uit ceea ce s-a întâmplat la Atlanta, nu pot să uit medalia de la echipe, medalia de la individual, de la sol, dar în special medalia de aur de la sărituri, unde am adus titlul olimpic pentru România la sărituri. Tu erai campioană mondială încă din 1995, de la Sabaie, atât cu echipa cât și la sărituri. Deci, practic, erai favorită la o medalie, cel puțin la sărituri, și n-ai luat numai una, ai luat patru în total, acel aur de care spuneai la sărituri, un argint la sol și două medalii de bronz cu echipa și la individual. A fost o performanță istorică, în primul rând la individual, pentru că în premieră erau trei românce pe podium. Așa este. Toată lumea aștepta de la mine să aducă o medalie cât mai strălucitoare, atât la sol, dar și la sărituri, pentru că deja aveam o istorie în spate, aveam niște rezultate, iar lumea avea foarte mari așteptări. Emoțiile au fost foarte mari atunci pentru că eu am concurat ultima la sărituri și presiunea și emoțiile au fost mult mai mari decât dacă aș fi concurat prima sau a doua. Dar așa cum s-a așteptat toată lumea, am obținut medalia de aur. O medalie care a așteptat-o, cred că, toată România, nu numai echipa de gimnastică. Veneai după un concurs pe echipe în care ați luat bronzul, deși, așa cum spuneam, cu un an înainte deveniseră campioane mondiale. A fost atât de greu să le învingeți pe americani cei acasă? Da, a fost un concurs foarte, foarte greu, presiune foarte mare și era normal ca americanii să-și dorească medalia de aur la echipe pentru că erau Jocurile Olimpice la ei acasă. Lupta a fost foarte strânsă, emoții mari pentru toată lumea. Ne-am dorit o medalie de aur, chiar dacă n-a fost cu echipa. Toată lumea se aștepta să luăm o medalie la individual concurs sau pe aparate. Așa cum nu s-a așteptat nimeni, din nou trei românce pe podium. La individual compus, Lavinia, eu și Gina, premieră în istoria gimnasticii, pentru că la individual compus n-au mai fost trei românce pe podium, chiar dacă nu a fost aur, argint și bronz, a fost argint și bronz, eu cu Lavinia la egalitate pe locul 3. Momente frumoase și amintiri frumoase din acele momente ale Jocurilor Olimpice. Care era secretul vostru? Cum ați reușit, acum după atâția ani, să-mi spui, te rog, cum ați reușit să fiți o echipă, în adevăratul sens al cuvântului, să vă susțineți una pe cealaltă și să obțineți performanțele pe care le-ați obținut? În spate, în primul rând, este foarte multă muncă. Muncă, disciplină, ambiție, să crezi în ceea ce, în forțele tale, în ceea ce îți dorești să faci. Am muncit foarte mult și am fost o echipă foarte unită, foarte strânsă, am avut încredere una în cealaltă, am știut să ne încurajăm, am știut să ne susținem atunci când ne-a fost greu. Și în spatele nostru au stat antrenorii, au stat familia, toți cei care și-au dorit să obținem rezultate. Munca a fost în echipă, nu doar numai noi, gimnastele, dar și ceilalți, începând cu antrenori, cu federație, cu Comitetul Olimpic, în spate a fost o întreagă echipă. La Atlanta aveai doar 16 ani. Ai considerat un moment până să iei medalia olimpică de aur că ți-ai sacrificat copilăria? Oh, niciun caz. Eu am început gimnastica la Constanța, pot să spun că m-am jucat în fața blocului și am avut timp să-mi petrec copilăria în fața blocului, după care la 13 ani am plecat la Deva. Cred că în orice domeniu, nu numai în gimnastică și în orice, că în sport, că în arte, că poți să spun că muncești mai mult decât ceilalți copii și spui că sacrifici. Nu știu dacă este sacrificiu sau este dorința de a fi cel mai bun și atunci este normal că renunți la anumite lucruri.
că nu mergi în vacanțe cu părinții, că nu mergi, eu știu, lângă cluburi sau în altă parte. Faci lucruri pe care ți le dorești să le faci, să ajungi cel mai bun. Și cred că în orice domeniu renunți la anumite lucruri pentru a fi cel mai bun. Eu văd foarte mulți copii care, nu știu, cred că cuvântul sacrifică e mai, destul de urât, care renunță la anumite lucruri pentru a-și îndeplini visul. Atât părinții fac lucruri, spunem, sacrificii copiii, cei din jurul nostru, ca nouă să ne fie bine și să ne îndeplinim visul. Suntem o echipă și fiecare dintre noi face câte ceva pentru a-și atinge țelul. Vorbeai că fiecare face câte ceva pentru a-și atinge țelul. Din păcate, în ultimii ani, gimnastica din România este pe o pantă descendentă. Ești încă vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică. Cum ți-ai explica declinul gimnasticii românești? Este greu să spunem. Nu mai sunt de ceva vreme vicepreședinta Federației Române de Gimnastică, dar chiar dacă nu mai sunt, pot spune că lucrurile merg greu și cred că nu numai pentru gimnastică, pentru sportul. Eu cred că trebuie să investim mai mult în sport, în gimnastică. Nu poți să investești doar cu o lună, două înainte de Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale. În gimnastică investiția trebuie să fie continuă. Avem nevoie de aparatură modernă, de condiții mult mai bune pentru a ajunge sau pentru a ne atinge țelul, așa cum am spus mai devreme. Avem de antrenori, nevoie de antrenori bine pregătiți. Tot spunem că nu suntem antrenori și că să aducem antrenorii care au plecat din țară. Nu ai unde să-i aduci, nu sunt posturi, nu avem săli de gimnastică. Vrem să aducem cât mai mulți antrenori, dar din păcate avem o singură sală într-un oraș. Dacă stau să mă gândesc, în altă parte sunt câte 3-4 săli de gimnastică într-un oraș, iar noi avem în fiecare oraș câte o singură sală de gimnastică. Nu poți, avem nevoie de săli de sport, avem nevoie de copii care să-și dorească să facă sport și nu neapărat de performanță. E bine să începi ușor și apoi să ne gândim către performanță. E bine să faci mișcare, să te simți bine, să alergi, să faci orice ce ține de mișcare, după care ne dorim să facem performanță. Pentru că eu văd foarte, foarte mulți copii care vin la gimnastică și spun că vor performanță. Este greu să spui atunci când încep gimnastica la 6 ani că vreau performanță sau vreau să fiu cel mai bun sau campion olimpic. Totul este treptat și trebuie să avem răbdare. Aici ne lipsește răbdarea și încrederea în noi că putem face mai mult. Trebuie luat de la zero? Da, poate nu neapărat de la zero, pentru că putem să construim pe ceea ce avem. Avem săli de gimnastică, trebuie să le modernizăm, trebuie să venim cu aparatură nouă. Uite, în multe săli nu sunt gropi de bureți, aceste gropi de bureți pe care pe sportiv îi ajută să învețe elemente noi. Avem nevoie de foarte multe lucruri. Eu zic că putem să construim pe ceea ce este acum. Avem antrenori bine pregătiți care își doresc să facă în România gimnastică și nu numai gimnastică, dar și alte sporturi. Eu zic să găsim condiții și să atragem sistemul privat. Eu cred că dacă statul va da un avantaj sistemului privat, eu cred că cei din privat vor investi mai mult în sport și vor avea și avantaje, dar și noi ca sportivi sau ca și cluburi vom avea avantaje. În ce sens să ajute cluburile, să fie ajutate cluburile de către privat? Financiar? Financiar, da, mă refer financiar, pentru că dacă ai bani, atunci poți să cumperi aparatură nouă, poți să cumperi, să construiești ceva nou. Financiar, pentru că dacă sistemul privat ar avea un avantaj, atunci cu siguranță vor veni banii și vor investi mai mult în sport. Întotdeauna gimnastica a fost la noi, mai ales după 1968, când doamna Maria Simionescu și împreună cu soțul dânsei au deschis liceul de la Onești. A fost practic un sport de laborator gimnastica. Crezi că va trebui să continue așa sau dacă vor fi mai multe săli de gimnastică la nivelul orașelor, poate acest sport să aibă o altă deschidere? Cred că va fi altă concurență. Dacă înainte știam că suntem numai noi și nu ai cu cine să te lupți, atunci când este o concurență între cluburi, între sportive, atunci cu siguranță vom avea din nou gimnaste. Trebuie să avem cât mai multe cluburi, cât mai multe loturi de junioare, de senioare, centre de excelență pentru copii. Dacă ai de unde alege, atunci cu siguranță putem să ne gândim din nou la o medalie la Jocuri Olimpice sau Campionate Mondiale. Trebuie să fie o luptă între
sportivi. Nu se vede că ai 7 sportivi și n-ai ce să faci cu acest sportiv, trebuie să mergi mai departe. Atunci când va exista o luptă și o concurență între sportivi, cu siguranță vom fi din nou acolo pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Din cauza pandemiei au fost amânate alegerile la Federația Română de Gimnastică. Intenționezi să te înscrii în cursă pentru un post de conducere, pentru a ajuta mai mult gimnastica? Eu voi ajuta în continuare gimnastica, chiar dacă nu voi fi într-o funcție. De ceva vreme nu mai sunt în funcție la Federația Română de Gimnastică, dar asta nu înseamnă că nu am dat o mână de ajutor atunci când mi s-a cerut. Voi fi din... Întotdeauna voi fi alături de gimnastică și voi face tot ce pot eu sau ce stă în putință pentru a susține gimnastica și pentru a promova gimnastica, oamenii, valorile din acest sport. Nu știu ce se va întâmpla, într-adevăr alegerile au fost amânate, dar cu siguranță cine va veni la federație nu dorește decât binele acestui sport. Să continuăm să avem din nou rezultate și să fim acolo unde ne este locul, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. E frumos spus, dar se merge din rău în mai rău în acest moment. Practic nu mai există nici speranță, nu cred că mai există nici motivație. În acest moment, nu știu, va fi foarte greu. De exemplu, sunt sportivi care după ce au stat atât de mult acasă, unii vor veni cu dorință de a face performanță, cu dorință, cu ambiție de a merge mai departe, dar cu siguranță vom avea și sportivi care s-au lăsat deja de gimnastică, pentru că în acest sport pauza te face să renunți. La mine, după 2-3 zile de pauză, deja era foarte greu să mă reapuc de antrenamente. Da, păi după atâtea luni de stat acasă, nu poți să te antrenezi în sufragerie, după care să vii și să te sui pe aparat și să spui că te pregătești de un campionat mondial. Pregătirea în gimnastică durează până să ajungi la vârful de formă și e cale lungă. Un an de zile, spunem că avem un an de zile pentru Jocurile Olimpice de la anul. Va fi foarte greu. Un an de zile este puțin pentru gimnastică. Va fi foarte greu, nu știu ce se va întâmpla. Important e să fim sănătoși momentan, să ajungem în sala de gimnastică și să vedem ce se va întâmpla. Încă nu știm când vom începe antrenamentele, când vor începe sportivii antrenamentele. Este greu de spus. Important e să vedem ce se întâmplă, să fim bine, după care cu siguranță vom găsi soluții și vom face tot ce ne stă în putință să ajutăm sportul în general. Denisa Golgotă, de exemplu, s-a retras deja din activitate chiar în timpul acestei pandemii. Maria Holbură, care este calificată la Jocurile Olimpice, a spus că va continua, nu-i va fi ușor. Andrei Muntean, la rândul lui, este optimist, spunea chiar ieri la Televiziunea Română că va continua și că pentru el această amânare a jocurilor pentru Tokyo 2021 este un lucru benefic, pentru că are timp să-și revină din punct de vedere al sănătății și să încerce să se califice. Nu este de aceeași părere însă Simon Biles, care a criticat amânarea Jocurilor Olimpice și a spus că pentru o gimnastă un an înseamnă foarte mult, un an de stat pe bară. Așa cum am spus, într-adevăr, este foarte greu și este foarte mult un an să stai pe tușă, cum se spune. Dacă au fost sportivi care au fost accidentați, da, pentru ei este mult mai bine, că poate au fost calificați la Jocurile Olimpice, dar din cauza unei accidentări au trebuit să renunțe. Pentru acei sportivi, da, este cu noroc, o să spun, dar pentru sportivi care au fost la vârful de formă sau au ajuns la vârful de formă, este greu să o iei de la zero și să fii din nou în forma de concurs. Din punctul tău de vedere, crezi că ar trebui înființate centre de junioare și la Unești, unde am avut atâtea rezultate, și la Deva, și la Constanța, de ce nu la Timișoara? Bineînțeles, așa. Să fie niște centre junioare să se pregătească copiii? Exact cum am spus mai devreme, avem nevoie de centre de excelență pentru copii, centre de juniorat, dar pentru a face aceste centre avem nevoie de bani și de investiții. Dacă găsim în sistemul privat bani pentru a susține centrele de junioare, de senioare, aceste centre de copii, cu siguranță vom avea mai mulți sportivi în competiții și în sport și avem de unde alege. Ați văzut, în America sunt sute de sportivi de unde se aleg acest sportiv pentru un campionat mondial sau Jocuri Olimpice. Când se va ajunge și la noi, la acest nivel, cu siguranță vom avea rezultate. Un proiect benefic pentru gimnastica românească este Țară-Țară Vrem Campioane. Din păcate a început o generație și s-a oprit la acea generație. Nu s-a continuat de procese de selecție.
Într-adevăr, am înțeles că această selecție continuă. Gimnastele sunt în continuare în pregătire, sunt doamna Mariana și domnul Belu fac în continuare antrenamente de pregătire sau cantonamente la Izvorani, unde aceste fetițe sunt văzute și revizuite exercițiile și să vedem ce se poate face sau cu cine se merge mai departe, dar din păcate acum această pandemie va lua totul de la zero. Vom vedea cu câți copii mai rămânem, care doresc să meargă mai departe și ce putem face. Practic, fetițele din acest program, Țară-Țară, vrem campioane, vor fi apte pentru a participa la Jocurile Olimpice în 2024. Important e ca acest program să găsească finanțare, să continue, să existe gimnaste și pentru 2028-2032 și de ce nu mai departe. Cu siguranță federația va face în continuare selecție, vor găsi soluții pentru a fi selecționați cât mai mulți copii în acest sport. Toți ne dorim copii cât mai mulți în sport, în gimnastică. Acum trebuie să vedem câți copii își doresc să facă gimnastică, pentru că gimnastică e un sport foarte greu, un sport în care nu ai timp să faci pauze, nu ai timp să mergi în vacanțe, în concedii. Gimnastica este un sport care trebuie să-l faci continuu. Începe la o vârstă mică, de vreme și termin la fel de devreme, pentru că dacă în alte sporturi performanțele încep de la 18, 17, 18 ani, la gimnastică la această vârstă încheie acest sport. Dar vedem ce se întâmplă după ce vom intra din nou în sala de gimnastică, după ce copiii vor veni înapoi în sălile de gimnastică, cu ce dorință și cu ce ambiție vor dori să meargă mai departe. Crezi că s-a schimbat mentalitatea la actuala generație? Eu cred că s-a schimbat în general. Eu văd, am trei copii și fiecare dintre ei sunt diferiți. Eu cred că trebuie lucrat cu fiecare copil în parte diferit. Nu mai poți să lucrezi cu o echipă întreagă la fel, mai ales când vorbim de performanțe. Fiecare copil este altfel și atunci trebuie să lucrezi în particular cu fiecare copil. Antrenamente separate. Este greu, într-adevăr, să lucrezi cu fiecare copil în parte, mai ales pentru antrenori. Dar sunt copii diferiți, nu poți să faci cu toți același lucru. Trebuie să găsești soluții pentru fiecare în parte, antrenamente separate, antrenamente metodice separate. Deci se pot găsi soluții. Important este să intrăm din nou în sală și să vedem ce putem face pentru a păstra copiii care îi avem în momentul de față. Și atunci ar mai fi necesare cantonamentele comune, așa cum erau la Deval, unde lotul feminin de gimnastică își desfășura activitatea, dacă tu spui că ar trebui antrenamente individuale specifice fiecărei gimnaste? Da, de ce nu? Eu văd în continuare acest lot ca pe o, nu știu, ca un necesar. De ce? Pentru că la lot nu lucrează un singur antrenor, sunt mai mulți antrenori, așa că putem aduce mai mulți antrenori pentru a lucra cu aceste sportive. Dacă este mai bine să lucrăm la cluburi și de acolo să selecționăm copii și să se facă cu 3 luni, 4 luni înainte și este mai bine așa, înaintea Jocurilor Olimpice sau a unui campionat mondial să selectăm copiii și atunci alegem și așa este ok, cu stilul american. Dar la noi întotdeauna au dat roade sistemul românesc, da? În care a fost centrul de la Deva, unde acolo se adunau cei mai buni copii. Dar în primul rând trebuie să avem ce să adunăm. Dar dacă antrenorii cred că este mai bine să lucrezi la cluburi și să pregătești copii la cluburi și să-i aduci cu 2-3 luni înainte de un campionat mondial, de ce nu? Dacă se merge și se poate obține rezultate astfel, de ce nu? Eu cred că toată lumea este deschisă și federația este deschisă la astfel de antrenamente și de metode, pentru că soluția este să avem din nou rezultate. Și vom avea dacă vom lucra în echipă și vom fi de acord cu orice sistem care aduce rezultate. În 1996, la Atlanta, voi ați avut și exerciții impuse în cadrul concursului. Crezi că ar fi necesar în gimnastica românească să existe aceste exerciții impuse, astfel încât toate cluburile să le folosească pe categorii de vârstă? La categoriile mici au deja exerciții impuse, elemente impuse pe care copiii le folosesc în competiții, fără aceste elemente cumva sunt obligatorii și sunt câteva exerciții impuse, dar în competițiile mari este foarte greu. Nu văd acum în gimnastică din nou exerciții impuse, așa cum am concurat eu la Atlanta 96. E foarte greu să ai și exerciții impuse și libere. Pentru un copil este epuizant. Știu cum a fost pentru noi.
Dar la categoriile mici sunt elemente impuse, exerciții impuse, există un cod special de copii pentru fiecare categorie. Da? Avem cod de punctaj pentru fiecare categorie în parte cu elemente și exerciții impuse. Și atunci, cum se explică faptul că la lot vin sportive care nu stăpânesc bine anumite elemente? Sunt copii care progresează mult mai greu sau sunt copii care stagnează. Am văzut și chiar în gimnastică rezultate la junioare foarte bune, iar după juniorat sportivul clachează și nu poate să meargă mai departe. Trebuie găsite alte metode de antrenament, metode de a ajuta sportivul să treacă peste acel click, acel blocaj, cum îi spunem noi, și să învețe mult mai, să învețe și alte elemente. Da, într-adevăr, sportivii la un moment dat stagnează, nu mai pot merge mai departe. Dar asta este, trebuie să găsim soluții pentru a merge mai departe și găsim metode. De aceea avem nevoie de aparatură modernă, de săli de antrenament, cum spunem noi, acea groapă de bureți în care gimnasta poate să învețe mult mai multe elemente la toate aparatele. Da? Trebuie să ai o groapă de bureți pentru bârnă, pentru paralel, pentru sol. Dacă avem aceste lucruri, cu siguranță putem să învățăm, pentru că sportivul când trece pe tare, cum spunem noi, este frică de acel element. Dar dacă îl învață pe groapa de bureți sau la groapa cu bureți, atunci este mult mai ușor să treacă de pe moale pe tare, cum spunem noi în gimnastică. Tu cum ai învățat săritura care îți poartă numele? Bineînțeles că am învățat-o, aterizarea a fost, bineînțeles, pe groapa, la groapa cu bureți. A fost, nu pot să spun că mi-a fost foarte ușor. Deja aveam o săritură pe care o stăpâneam foarte bine, cu care am câștigat în 96 la Atlanta, săritura cu 720 de grade întoarcere și n-a fost greu să mai întorc un 90 de grade. Dar asta tot pe groapa de bureți, pentru că aterizarea la această săritură este cu spatele la masa de sărituri și e mult mai greu de aterizat. Acum, avantajul sportivelor la sărituri au această masă pe care eu n-am prins-o și n-am sărit niciodată și nu știu cum este. Și cred că este mult mai ușor să faci o săritură pentru că siguranța este mult mai mare. Calul este pătrat și ai o siguranță mult mai mare. Nu ți-e frică că nu prinzi calul, cum ne era frică pe vremea noastră, că ne scapă mâna de pe cal, că nu ajungem la cal. Acum ai o altă siguranță la sărituri și vom vedea sărituri grele și frumoase la următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice sau Campionate Mondiale. Deși săritura amânar, care are două șuruburi și jumătate întoarcere, este încă o săritură extrem de dificilă, o săritură cu care și Simone Biles a câștigat aurul olimpic. Așa este, o săritură foarte grea, o săritură, dacă o execuți corect, îți aduce un punctaj foarte mare și chiar o medalie la acest aparat. Foarte multe, în special Simone Biles, ați văzut ce frumos și cu ce înălțime și cu ce liniștită sare această săritură, pentru că am văzut în multe filmulețe de ale ei, are o groapă cu bureți imensă unde se antrenează și niște condiții nemaipomenite pentru a învăța o săritură nouă. Chiar am văzut că încearcă dublu înapoi, adică o săritură foarte grea pentru băieți, dar apoi pentru fete. A fost prima gimnastă care a reușit Tsukahara triplă. Așa este, a încercat și Tsukahara triplă la sărituri. Încearcă foarte multe sărituri pentru că are această posibilitate, această groapă cu bureți unde te duci liniștită și nu ți-e frică dacă vii în cap, așa cum se întâmplă de multe ori, nu ți este frică că te poți accidenta. Și îți dă o siguranță această groapă cu bureți și o liniște și înveți foarte multe sărituri, încerci să vezi ce ți se potrivește și atunci rămâi la o săritură pe care o poți repeta de mai multe ori până să o aduci în concurs. Ești cadru didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, chiar la Facultatea de Sport. Vin studenți care să-și ia specializare gimnastică și care să-și dorească să facă performanță? Să știți că studenți care să-și dorească specializare gimnastică avem foarte, foarte puțini. De obicei vin doar studenții care au făcut gimnastică sau care au în copilărie au făcut acest sport sau care iubesc foarte mult acest sport. De la alte sporturi nu. Gimnastica este grea, atât și teoretic cât și practic, de aceea foarte puțini își doresc specializarea gimnastică. Dar avem câțiva studenți care își doresc să devină antrenori și să lucreze în acest domeniu. Este greu pentru că ai nevoie de săli, ai nevoie de posturi. Din păcate, posturi nu sunt, nu se fac angajări și atunci fiecare se reprofilează, se fac instructori de schi, de tenis. Adică găsesc alte soluții dacă în gimnastică nu pot intra în gimnastică. Și atunci, în aceste condiții, tu mai crezi în viitorul gimnasticii românești?
Eu încă mai cred că vom avea din nou rezultate în gimnastică, mai cred că se pot face săli de gimnastică, se pot construi săli mai moderne, mai specializate pentru cei care își doresc să facă acest sport. Dacă vom avea condiții, vom avea posturi, cu siguranță vor veni antrenorii din afară care încă nu și-au făcut familie acolo, care încă își doresc să antreneze în gimnastică. Cunosc persoane care ar veni și mâine în România pentru a antrena în România, dar din păcate nu sunt posturi, nu sunt plătiți, nu poate să vină doar voluntari, pentru că au familie, au copii și își doresc să un venit sigur pentru familie. Eu mai cred și încă mai sper că vom avea din nou rezultate în gimnastică și că se va schimba ceva. Nu știu când, dar se va schimba ceva. Și în bine sper. Vreunul dintre copii vrea să scalce pe urme, să facă gimnastică? Ștefania este cea care a încercat acest sport, a mers o perioadă. Este destul de greu, a spus că nu poate să facă ce vrea ea. Ștefania este un pic mai, nu dificilă, dar este un copil care face aproape doar ce își dorește ea. Dintre toți cei trei copii care au fost foarte cuminți și foarte ascultători, Ștefania îmi spune tot timpul: nu mai îmi spune să fac ce vrei tu, că oricum fac ce vreau eu. Așa că dacă ea vrea să facă gimnastică, va face gimnastică. Îi place foarte mult acest sport, merge doar de plăcere. Nu știu dacă va face performanță, întotdeauna va fi comparată cu mine, dar cât îi place și cât își dorește să facă gimnastică, de ce nu? Performanță vedem, nu mă gândesc la performanță. Important e să o ia treptat și să vedem dacă își dorește să facă efortul pe care eu l-am făcut atâția ani. Te-ai uitat cu ei la evoluțiile tale de la Atlanta, la ATVR? M-am uitat, nu foarte mult, nici în general foarte puțin ne-am uitat la execuțiile mele. Dar la TVR, când au fost întotdeauna competiții de gimnastică, ne-am uitat împreună și deja când era gimnastică la televizor, își punea costumul și începea să lucreze prin casă și să facă diferite elemente pe care le cunoaște deja. Foarte mult nu ne-am uitat, nu prea îmi place să mă uit la mine, nu știu de ce. Am impresia că atunci văd greșeli care poate atunci nu le vedeam și acum văd foarte multe greșeli pe care le-am făcut atunci sau eu știu. Dar atunci când avem timp, deschidem internetul și ne uităm și vedem exerciții de la anumite competiții. Vei avea ocazia ca în cadrul Olimpiadelor de Aur să vezi, să revezi și evoluțiile tale de la Sydney, acolo unde ai câștigat alte trei medalii și nu orice fel de medalii. De-abia aștept, sincer, mi-am pus televizorul să se înregistreze atunci când sunt aceste competiții de la Jocurile Olimpice din alți ani. M-am uitat la canotaj, m-am uitat cu mare drag și aștept acele momente și acele amintiri frumoase. Chiar soțul meu m-a întrebat dacă mi-e dor de acele momente. Da, câteodată să știți că mi este dor de competiții, de colegele mele, de antrenori, de momentele petrecute în familia gimnasticii, pentru că a fost foarte frumos. Ceea ce s-a întâmplat acolo au fost momente unice, momente care au rămas în istoria României. Într-adevăr, ai dreptate, Simona. Momente unice, momente pe care le veți putea urmări în continuare până la sfârșitul lunii iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, de la 11:30 la Olimpiadele de Aur. Mulțumesc, Simona. Numai bine, ne reauzim în curând. Și eu vă mulțumesc, mult succes și cât mai mult sport la TVR. Mulțumesc!